Descoperire de groază într-un câmp din raionul Lova. Un bărbat de 40 de ani a fost găsit împușcat. Cadavrul victimei a fost depistat de un trecător care a anunțat poliția. Totul s-a întâmplat în dimineața de 23 iulie. Oamenii legi au fost apelați la ora 8.40, precum că a fost depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat zăcând la pământ. La fața locului s-a deplasat poliția împreună cu medicul legist care au stabilit că victima are o plagă în piept lăsată de o armă de vânătoare. Polițiștii au reușit să stabilească că bărbatul avea 40 de ani și locuia în satul Hănesenii Noi Acesta făcea parte din asociația vânătorilor Iar arma depistată la fața locului îi aparținea legal Cadavrul bărbatului a fost transmis la centrul de medicină legală Pentru a fi stabilită cu exactitate cauza decesului Pe acest caz a fost pornit un proces penal Toate circumstanțele tragediei urmează a fi stabilite